Iranul a recunoscut că a măcelărit protestatarii care au demonstrat împotriva creșterii masive de prețuri la gaze naturale. Luna trecută, mii de cetățeni supărați au invadat străzile în întreaga țară. Televiziunea de stat din Iran a recunoscut că forțele de securitate au împușcat și au ucis pe cei care i-au numit insurgenți. Potrivit Departamentului de Stat din Statele Unite, numărul persoanelor decedate este mai mare decât cel estimat de grupurile pentru drepturile omului. Este posibil ca regimul să fie ucis peste o mie de cetățeni iranieni de la începutul protestelor. Nu putem fi siguri deoarece regimul blochează fluxul de informații. Printre cetățenii uciși se află și peste 12 copii, printre care sunt copii de 13-14 ani. La un post de televiziune de stat din Iran, un savant iranian a spus că protestatarii și-au meritat soarta deoarece au luptat împotriva lui Allah. Allah. Potrivit Coranului, pedeapsa pentru oamenii pe care i-am arestat este aceea de a fi măcelăriți. Mai întâi trebuie să treacă prin încercări, apoi trebuie răstigniți pentru ca oamenii să îi vadă. Statele Unite intenționează să trimită mai multe trupe în regiune pentru a contracara amenințarea crescândă din partea Iranului. Alfa.